Domnilor și domnilor, bună seara și bun găsit la Flash Monday. Este ediția Best of. Doamne! Ce bine ne e. Exact, exact, și ce chef de distracție. Nu, eu zic să ne punem pe cântat. Vrei? Da, hai să ținem emisiunea numai într-un cântec. Numai într-un cântec și o voie bună, că astăzi este duminică și mâine este luni. Păi, luni. Eu zic de aia să petrecem într-o ziua de mâine, că nu, mâine nu, e luni. Nu, 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 pentru că eu vreau să o țin într-o petrecere de duminică până luni. Așa este. Mâine ne vedem aici, dar până atunci avem mai avem o emisiune de dus. Exact, avem această seară în care am adunat pentru dumneavoastră crem de la crem. Minunată. O știi pe toată? Da. Haideți să vedem cele mai importante titluri de astăzi. Oana Roman nu mai face nuntă cu Marius Elisei. S-au certat, s-au despărțit, nu mai au bani? Aflăm imediat doar aici. Supermodelul Alina Pușcău însă fuge spre altar. Frumoasa româncă a întors clepsidra și numără zilele până la nuntă. Toate detaliile incendiare le aflăm în această seară. Ben Affleck a luat chip de nebunie și și-a apărat iubita în public. Imaginile conflictului și mai ales ce l-a făcut să-și iasă din pepeni vedem astăzi la Flash Monday. Oana Roman s-a sucit. Nu mai face nunta cu Marius Elisei luna aceasta. Am scăpat, o lună am scăpat. Să da. Nu mai dăm bani, vedem ce o fi luna viitoare. Fica lui Petre Roman a intrat în renovări la vila în care locuiește și nu mai are bani de nuntă. Dar stai un pic, casa sau nunta? Nu e mai importantă nunta? Nu, e importantă și nunta, dar trebuie să ai și o casă. Unde te duci după nuntă, nu? La hotel. Nu. Altceva e când ai noaptea nunții la tine acasă. Și renovată. Exact, a schimbat tapetul. Nu renunță la gândul de a fi mireasa lui Marius pentru a doua oară. A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită. Au invadat internetul cu romantisme și deja pregădeau a doua nuntă cu mare fast. Opa, stai că nu e chiar așa. La fundul sacului se ajunge foarte ușor și când te concentrezi pe mai multe planuri, banii se duc de nici nu-i vezi. Asta au pățit și ei. Voiau o nuntă mare, să-și invite toți prietenii, însă ia bani de unde nu-s. Mai important a fost renovarea casei în care locuiesc și nu toată casa, doar o părticică. Ne gândisem noi să mergem să ne mai facem o renoire. O slujbă de renoire, dar între timp m-am lăsat făcuvașă. Nu pentru că nu ne mai iubim și nu ne dorim, ci pentru că de o lună ne-am apucat să renovăm și să muncim la curte și la grădină și asta ne ocupă tot timpul și ne mănâncă toți banii. Drept care am zis, ce mă apuc eu acum să fac petrecere, să mă organizez, să chem lucruri. Așa se face că nu va mai fi mireasa anul acesta. A amânat totul pe ultima sută de metri. S-a gândit ea mai bine și parcă pe primul loc în lista de priorități a fost amenajarea grădinii de acasă. Acolo locuiește deja de 2 ani, însă niciodată n-a găsit resursele necesare să se apuce. Acum că le-a avut, a cheltuit totul până la ultimul leu și papa bani de nuntă. Pentru că tragem tare să terminăm măcar partea din față până vine iarna. Și am zis, domne, până la sfârșitul septembrie, măcar să tragem tare de tot ca să terminăm măcar, nu știu, 80% din ce ne-am propus. Drept care nu mai avem timp să organizăm nicio petrecere, nimic. Nu mai fie nici bani până la urmă. De bani nu mai zic. Plus că avem foarte multe evenimente la prieteni luna asta. Am vreo 5. Și am zis, bă, dacă mă duc la 5 nu-s botezuri și evenimente, să mai fac și eu încă una. Las că o fac frumos. Am hotărât că o facem frumos la anul. Oana și Marius Elisei vor apărea a doua oară ca mireasă și mire în fața preotului pe 15 iunie anul viitor, când sărbătoresc 8 ani de căsnicie cu năbădăi. Vor să marcheze momentul așa cum se cuvine și poate de această dată va fi cu mai mult noroc. Hotărât că o facem frumos la anul. Pe 15 iunie noi împlinim 9 ani, nu, 8 ani de la nuntă și o să facem atunci o petrecere și tot ce trebuie. Oana și Marius s-au divorțat pe 15 februarie. La doar 3 luni de la divorț, Marius a reușit printr-o minune să-i recâștige inima Oanei, iar de atunci sunt de nedespărțit. Romantici, împrăștie cu dulcegării peste tot și inundă rețelele de socializare cu inimioare și bezele. Mai zis tu așa la, când ai divorțat că o să te împaci cu ea? Cum e viața? Neștiute sunt căile Domnului, știi cum e vorba aia? La mine s-a potrivit. Asta e, s-a întâmplat să fie așa și poate că ăla a fost prețul pe care a trebuit să-l plătim ca să înțelegem ce e cu noi și ca să înțelegem că ne e mai bine
împreună și că nu putem fi separați. Acum între ei totul a intrat în linie dreaptă și își doresc cu orice preț ca niciun nor să nu se mai abată asupra lor. Ben Affleck s-a dezlănțuit la Veneția, a sărit în apărarea iubitei la propriu, după care direct pe covorul roșu. Imagini senzaționale de la prima lor apariție în cuplu, dar și motivul conflictului, imediat la Flash Monden. E, asta da veste șoc în showbiz. Alina Pușcău se mărită. Fotomodelul de talie internațională este gata să-și facă o familie și vrea să aibă 4 copii, nu știe în ce se bagă. Da, nu, e bine, numai că, stai puțin că unele lucruri sunt puțin complicate. Surpriza este că nici măcar mama vedetei nu știe cine este Mirele. Da, ea știe, nu? Sper că da. Pușcău a dat însă vestea cea mare, se mărită. Vedeta nu vrea cu niciun chip să divulge cine e fericitul care o va duce la altar. Culmea este că, deși ea îi cunoaște familia viitorului soț, mama Alinei nu-și cunoaște ginerele. Nu ești încă măritată? Nu sunt măritată. Te-ai anunțat, cred. Sunt o persoană care îmi place să fiu private în viața mea personală și, într-adevăr, sunt o persoană care m-a mărit mâine, știi? Nu stau să fac petreceri, să nici cu familia, sunt foarte secretă. Așa, știu că parcă știam că nici mamei tale nu spun să se afla așa de la televizor. Da. Mama vrea doar să mă căsătoresc, nu mă interesează dacă o să fie sau nu o să fie. Doar vrea. Da. Deci n-a avut loc nunta încă. Nu. În primul rând, este foarte greu să organizezi ceva cu COVID-ul acum. Alina e decisă să facă nunta anul viitor și are planuri mari de familie. Vrea numai puțin de 4 copii care să-i alerge prin casă toată ziua. Cum era de așteptat, nunta nu va avea loc în România, iar mireasa va purta o rochie unicat, o creație a designerului ei preferat. Știe deja modelul, știe materialele, știe absolut tot. A pus la punct aproape toate detaliile evenimentului și își dorește din suflet ca totul să fie memorabil. Alina se vede mireasă, se vede mamă, se vede soție, iar când vorbește despre asta, chipul îi zâmbește. Spune-mi, ți-ai dorit copii? Cum arăți tu așa? Arăți atât de bine. Da, e și mama că îmi doresc copii. Câți? Una, doi? Vreau 4, dar acum nu știu. 4, doamne! Ce vrea Dumnezeu, știi, asta e cel mai important. Dai băieți și două fete. Ce vrea Dumnezeu? Sănătos să fie, asta e cel mai important. Alina a venit în țară pentru a doua oară în plină pandemie. Va pleca însă de urgență în America pentru a-și lua cetățenia americană. De cât timp ești în țară? De vreo o săptămână. Și cum ți se pare în România? De când n-ai mai venit? Ca să te întreb, știu că ai mai venit odată când ai anunțat că te măriți. Da. Da? Te-am văzut bine, da, nu? Da. Toată lumea a rămas așa, wow, se mărită. Da, am venit tot așa o săptămână și după aceea am plecat. Și acum trebuie să plec pentru că mi-au cetățenia de America și am interviu într-o 3 săptămâni. Și greu ce te întreabă acolo. Trebuie să învăț, să înveți americana la perfecție, că engleza... Nu, trebuie să înveți istoria Americii. Sunt 100 de întrebări și trebuie să le știi ca să poți să treci. Și trebuie să știi să citești, să scrii. Deși a aplicat pentru cetățenia americană, modelul internațional este foarte legat de România. Nu vrea cu niciun chip să renunțe la țara natală, deși posibilitățile ei sunt infinite. Ba chiar, ca să știe mereu că are de ce să se întoarcă acasă, Alina și-a cumpărat și un apartament în București, unde vine să-și petreacă vacanțele. Am și eu casă aici și îmi place să fiu singură în casa mea, relaxată. Da, locuiesc chiar în centru, am o casă, am cumpărat acum vreo... nu știu, că am vreo 15 ani. Și... vine sau apartament? E apartament. Și... da, și sunt fericită că am venit... fericită că am venit în România și m-am relaxat puțin, dar trebuie să plec, asta e, ce să pot să fac. Dar îmi place să... mă simt că energia mea e nu știu, mă simt acasă. Nu mă simt nicăieri cum mă simt în casa mea. Superbul model a scăpat ca prin minune de COVID. Dar am fost până la vreo 6 luni de zile și cred că COVID-ul nu mai o să vină niciodată. Tot de răceală sau? Nu, n-a fost de răceală. A fost ceva care chiar nu știu de ce. Că am fost în America, am fost în Turcia, am fost peste tot și nu mi-au găsit nimic. Probabil este ceva de healing. Dar cum? Ce simptome aveai? Amețeli. Vomitam. Chiar nu știu. Chiar nu știu, dar n-a fost COVID. Asta a fost anul trecut sau acum un an, în februarie s-a întâmplat chestia asta și chiar am făcut și testul de COVID când se întâmpla tot în China și chiar n-a fost COVID. Cred că a fost o chestie de healing personală.
Plecată în 1996 din România, Alina Pușcău a devenit manechin de talie internațională și a avut relații cu bărbați celebri, printre care și actorul american Vin Diesel. Acesta a vrut să o ia de soție și să-i facă un copil. Cum se numește un bărbat care își apără iubita? Ben Affleck. Mi-ai luat-o tot elanul. Că vreau să zic așa că, uite, un bărbat în toată regula care a sărit să ia apărarea iubitei lui imediat ce a aterizat la Veneția. Așa da? Este? Ben Affleck. Ben Affleck. El este salvatorul tuturor timpurilor. S-a aruncat ca o fiară să salveze frumoasa doamnă. Ce emoție, îmi tresaltă inima. Da, da, mai ales că a fost. Unde și la festivalul de la Veneția, dragă. Imediat. De-aia. Cum au aterizat? Așa alunecat. Sărutat. Te grăbești și nu faci bine. Ia. Da. Sau și sărutat, dar pe covorul roșu. Pe jos? Nu, pe sus. Emoții peste emoții, ținute pregătite, zâmbete exersate, bătăi necontrolate ale inimii, căci de urma prima lor apariție pe covorul roșu după marea împăcare din primăvară. Au plecat ca doi porumbei la Veneția, iar când au ajuns acolo, erau deja pregătiți că vor fi asaltați de fani. Asta se întâmplă de obicei, dar la invadarea spațiului personal nu s-au așteptat. Un fan ceva mai agitat și nerăbdător s-a năpustit asupra lor ca să-și facă un selfie cu celebrul cuplu. Lucru care l-a enervat la culme pe Ben Affleck. A reacționat imediat și l-a îndepărtat rapid pe insistent. În tot acest timp, J.Lo a stat cu minte în spatele salvatorului ei și a așteptat aplanarea conflictului. Noroc că n-a durat mult, iar cei doi și-au văzut în continuare de drum. A urmat pregătirile, iar apoi marea apariție pe covorul roșu. Senzaționali! Așa apariție, el impecabil, într-un costum negru ce-i venea turnat, iar ea năucitor de frumoasă. Cei doi se aflau la Veneția pentru premiera filmului Ultimul Duel, iar spre deliciul fanilor și-au încheiat plimbarea pe covorul roșu ca la carte. Un sărut de ani de zile așteptat. Jennifer Lopez a avut ceva de muncă la Veneția, nu glumă. A doua zi, după premiera filmului și spectaculoasa apariție pe covorul roșu, a fost protagonista unei ședințe foto în gondolă. Atunci s-a blocat Veneția. Toată lumea s-a oprit din tot ceea ce făcea, doar ca să o admire pe frumoasa artistă. Bani, dragoste, prietenii, certuri și reușite. Ce ne așteaptă oare? Aflăm imediat după publicitate din rubrica de astrologie. Revenit, urmăriți Flash Moment. Și dacă tot am auzit că e vorba despre bani, dragoste, prietenii, reușite... Ce să zic, va fi o săptămână cu de toate. Doamne ajută! Nu vrem să vă spunem prea multe ca să nu stricăm surprizele, nu de alta, dar avem colega aici, aproape de noi, o avem pe Andreea Dincă, care... Vinere pe jor cu rubrica de astrologie. Bine v-am regăsit, dragii mei! Atmosfera astrală a săptămânii ne anunță că Mercur își începe mersul aparent retrograd în semnul Balanței. De data aceasta este important să fim atenți la comunicare și să restabilim armonia și echilibru, în special pe zona cuplului, dar și pe celelalte sectoare ale vieții. Atenție și precauție, deoarece gândurile vor sări dintr-un loc în altul, vom fi nehotărâți, indeciși și poate de multe ori ne vom confrunta cu răsturnări de situație. Se știe că Mercur retrograd poate să încurce lucrurile. Tocmai de aceea este bine să fiți atenți la tot ceea ce vă conjoară, să fiți prezenți și, bineînțeles, să aveți mai multe planuri. Nu este momentul să luați decizii importante, puteți să pregătiți anumite lucruri pentru mai târziu și este, desigur, cea mai bună perioadă să reanalizați, reanalizăm, regândim, restabilim, rezolvăm.
haideți să vedem cum se așează astrele pentru fiecare semn în parte. Berbec. În această săptămână veți corecta o mulțime de greșeli, în special pe zona cuplului. Sunteți deschiși să faceți compromisuri și să îmbunătățiți viața sentimentală. Este important să ascultați nevoile partenerului și să încetați să faceți reproșuri. Taur. Decizii importante la locul de muncă, dar apar amânări. Poate că aceste amânări vă vor ajuta să priviți cu atenție situația înainte de a da un răspuns. Există posibilitatea să vă îmbunătățiți și sănătatea în această săptămână dacă faceți schimbări în dietă și pe zona legată de sport. Gemeni. Conștientizări importante legate de sectorul amoros. Sunteți un pic indeciși, însă vă ascultați intuiția și știți care sunt zonele care au nevoie de îmbunătățire. Acordați o atenție deosebită și copiilor. Aceștia au nevoie de timp petrecut împreună cu voi. Rac. În această săptămână, toată energia este direcționată către familie și casă. Aveți discuții importante și negocieri de susținut care ar putea să vă aducă un confort ridicat și venituri în plus. Fiți atenți la strategiile pe care le-ați gândit. Leu. Este timpul să vă gândiți de mai multe ori înainte de a pleca la drum. Pot fi o mulțime de răsturnări de situație și o mulțime de încurcături care să vă blocheze și să vă aducă cheltuieli pe care nu o să le îmbrățișați cu bucurie. Fiți un pic deschiși să vă îmbunătățiți planurile sau chiar să le schimbați și să amânați anumite călătorii care nu v-ar fi în folos. Fecioară. Fiți atente și responsabile cu banii voștri. Nu este perioada potrivită să investiți sau să aruncați cu banii în stânga și în dreapta. Chiar dacă apar o mulțime de oportunități care ar putea să vă facă cu ochiul, gândiți-vă de mai multe ori. Poate n-ar strica să discutați cu partenerii voștri înainte de a face o cheltuială. Balanță. Este o săptămână favorabilă pentru a proceza evenimentele și ideile recente, pentru a privi totul dintr-o nouă perspectivă. Aveți idei creative pe care să le implementați pe toate sectoarele vieții voastre. Scorpion. Aveți tendința să reanalizați anumite strategii pe care le-ați făcut și să găsiți posibilități prin care să le îmbunătățiți. Aveți poate un moment de panică sau de anxietate, tocmai de aceea vi se recomandă odihna. Luați-vă câteva zile în care să stați cu cei dragi și, bineînțeles, să faceți acele activități care vă aduc relaxare și plăcere. Săgetător. Această săptămână aduce șocuri și dezvăluiri legate de sectorul prieteniei. Vă dați seama că ați fost păcăliți sau că ați avut încredere în cine nu trebuia. Nu vă dezarmați, pentru că prietenia există, chiar dacă sunt și acele persoane care v-au dezamăgit. Veți învăța că totul se întâmplă cu un scop, tocmai pentru a aprecia persoanele bune din viața voastră. Capricorn. Parteneriatele financiare sunt în centrul atenției în această săptămână. Eliminați vibrațiile și gândurile negative și veți atrage prosperitate, veți atrage acele persoane cu care să creșteți și să evoluați. Este important să vă duceți cu încredere, să negociați pentru a vă atinge toate obiectivele. Vărsător. Dacă aveți examene în această săptămână, este important să învățați cât mai mult și să vă așteptați la neașteptat. Poate că nu ar strica dacă ați analiza cu atenție anumite subiecte din viața voastră și, bineînțeles, acele decizii care ar putea să vă ducă către străinătate, către mai mult, către lărgirea orizonturilor. Pești. Susținere în această săptămână din partea Universului, însă fiți atenți la toate semnele pe care le primiți. Faceți mai multe drumuri la bancă și discutați despre bunurile pe care le aveți în comun cu alte persoane. De asemenea, bugetul este stabilit. Aveți nevoie de o discuție clară cu partenerii voștri în privința banilor. Fiți atenți la sugestiile acestor.
Dragii mei, o săptămână copleșitoare și ușor agitată, însă dacă sunteți atenți, sunteți prezenți și aveți încredere în instinctul vostru de a crește și de a evolua, veți lua cele mai bune decizii, chiar dacă Mercur retrograd poate să vă încurce un pic lucrurile și să vă aducă atenția la prefixul re. Restabilim, rezolvăm, regândim, reanalizăm și refacem totul într-o formă cât mai bună. Să vă fie de folos și să fie o săptămână magică! Da, eu mă duc să-mi cumpăr un portofel nou, de nu de alta, dar dacă vin banii să aibă unde intra. Că nici sub saltea nu mai am loc, știi? Și ai zis că măcar un portofeluț acolo să mai umplu. Of, 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 ghiță, ghiță, cum zicea, știi, că bogatul nu crede la al sărac. În fine, să nu ne mai gândim la asta. Eu vă zic să aveți o săptămână așa cum vă doriți. Ne revedem și mâine la 19.30. Până atunci... O seară minunată. Vrei să mai cântăm ceva? Ce mai cântăm astăzi? Ce vrei? Mai... Ce seară minunată. Mai spune-mi iubito odată. Nu, spun la revedere. Că ne... ne vedem mâine. Sănătate!